înainte ca noi, românii, ca popor, să avem o unitate politică, economică, chiar și lingvistică, am avut o unitate de duh, o unitate de credință și, bineînțeles, că o unitate spirituală. Și viacurile prin care am trecut și în care noi am păstrat această unitate prin truda înaintașilor noștri. Deci această grijă și acest efort au adus în cele din urmă și părtășia până la urmă politică, dacă vreți, administrativă și așa mai departe. Din unitatea aceasta de duh decurge în mod natural și celălalt tip de unitate. Astăzi noi avem acest tip de unitate culturală, lingvistică, administrativă, dar probabil că sunt anumite zone în care această unitate de duh este spartă sau este fragilă. Și dacă nu păstrăm această unitate de duh, riscăm ca efectele ce se produc din ruperea acestei unități să fie observate în celelalte moduri de viețuire de la nivelul societății.